Amânarea constituirii Consiliului Local de la Cordun a determinat grupul de consilieri PNL să organizeze o conferință de presă în care au acuzat PSD de jocuri politice menite să împiedice instalarea noii administrații publice locale, reieșită din alegerile de la 5 iunie. Mă prezint, sunt Ciobanu Adrian, primarul nou ales al Comunei Cordun. În data de 23, prin ordinul prefectului, s-a dorit constituirea Consiliului Local Cordun. Numai că domnii consilieri aleși pe listele Partidului Social Democrat au dorit să boicoteze această ședință. Din ce rațiuni? Consider că din rațiuni strict politice. În opinia consilierilor liberale, exprimarul Adrian Diaconu tergiversează constituirea noului Consiliu Local din dorința de a aranja o serie de documente financiar-contabile. Părerea mea este una clară. Domnul primar a tergiversat validarea consilierilor în această ședință, deoarece dorește să rămână în funcție pentru o anumită perioadă de timp, cât îi permite legea, de a-și aranja documente, de a-și mai prelungi contracte, deci de a mai face niște lucruri contrar legii. Ceea ce nu este tocmai în regulă, pentru că vom efectua un audit strict și atunci nu va fi bine pentru domnealui pe viitor. Și în opinia consilierului liberal Silviu Lepădatu, Adrian Diaconu încearcă să rămână pe funcție atât cât îi mai permite legea. Ales al local al echipei PNL. Părerea mea este că domnul primar încearcă pe orice mijloc să rămână cât mai mult în funcție și speră să facă un joc, o ceva, să ajungă din nou viceprimar măcar, dacă primarul s-a mai putut. Liberalii consideră că din toate aceste jocuri politice, cel care pierde este doar cetățeanul privat de investiții care să asigure dezvoltarea localității în care trăiește. În acest joc politic, cetățeanul pierde. Proiectele de dezvoltare pe care le-am propus pentru comunitate întârzie să fie aplicate. De altfel, liberalii îl mai acuză pe fostul primar Adrian Diaconu că în urmă cu câteva săptămâni exprimarul Adrian Diaconu a vrut să treacă prin Consiliul Local un proiect de canalizare învechit pe bază de fose septice, lucru pe care liberalii l-au împiedicat. Câteva săptămâni în urmă, domnul primar a convocat o ședință de îndată pe tema unui proiect vis-a-vis de canalizarea Comunei Cordun și la care s-a făcut valuri că Consiliul nu s-a întrunit în totalitate. Motivele se știau clare la acel timp, că era strict o chestie de pentru alegerile locale, strict pentru electorală, da. Iar la ora actuală văd că domnul primar, care încă este în funcție, dar a pierdut alegerile locale, văd că nu îl mai interesează atât de mult situația cetățenilor, a canalizării și a altor lucruri și proiecte care trebuie să dezvoltate și date drum. Deci domnul primar boicotează clar mersul bun al Comunei Cordun. Următoarea ședință ar urma să fie convocată de prefectul Niculina Dobrilă luni, 27 iunie, ședință de constituire în care ar urma să fie ales și viitorul viceprimar, funcție pe care speră să o dețină tot PNL-ul.